Când a ajuns în studioul nostru pentru prima dată, ne-a cucerit și ne-am zis că trebuie să o descoperim mai îndeaproape. Are o familie frumoasă, dar și o carieră în ascensiune. A reușit deja câteva colaborări cu Orchestra Lăutarei și, la sigur, nu se oprește aici. Vine să ne confirme Iuliana Țira în aceste momente în platoul nostru. Salutare, dragă! Salutare, bine v-am regăsit, vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Cred că ție ți este cel mai comod încălțată, da? Da, da, chiar mă simt foarte comod și bine cu aceste frumoase opincuțe. Câte perechi de opincuțe? Primele sunt, așa. Da, deși mă acomodez treptat cu ele, pentru că de obicei purtam așa tocuri nu prea înalte la piese, dar acum, deja fiind o bătută, respectiv este nevoie și de niște opincuțe ca să corespundă stilului, deci bătutei. Da, de fapt, chiar este o regulă că se învață la academie portul popular și de multe ori știu că mai mari în muzică nu prea acceptă pantofii la tinerele interprete. De acord, deși eu nu am academie și n-am avut de la cine învăța, deci eu treptat de la ceilalți interpreți iau așa, care va lecții și văd ce este bine, ce trebuie de îmbrăcată. Deci, ca vestimentație, mă uit după ceilalți colegi ai mei, deoarece nu am studiile în domeniul muzicii. Opincile, spre mărimi? Da, sunt foarte comode, e ok, e bine. Da, sunt de la meșteri populari de la noi din țară. Da, da, deci de aici, de la noi din Moldova, este vorba de domnul Dumitru, mi le-a făcut la comandă, sunt foarte comode, cum am spus, și sunt mulțumită de aceste opincuțe. Și din câte văd eu, au și o culoare mai deosebită, că de obicei știu că opincele cumva sunt așa, nuanța pielei, da? Păi acum, nu știu, sunt diferite culori. Poți să le deja, faci? Da, nu știu, și negre, și de culoarea pielii, și albe, deci în dependență de ceea ce preferi tu. Așa. Ce preferi tu? Ce muzică preferi tu? Pentru că îmi dau seama, muzică populară o ascult de dimineață până seara. Însă, artiștii de muzică populară mai ascultă și altfel de muzică? Da, cu siguranță și ascult și cânt alt gen de muzică, deci la evenimentele... Nu, rock cu siguranță, că nu, nici nu cânt, nici nu ascult, dar muzica ușoară, muzica clasică, de ce nu? Uneori când ai nevoie așa un pic ca să te regăsești, cu siguranță muzica clasică te ajută cumva, pentru meditație, pentru cugetări, cumva, da. Mm-hmm. Dar, nu știu, aproape de suflet oricum rămâne muzica populară, nu știu, poate că de la părinți se trage această viță, această, nu știu, dar muzica populară rămâne în suflet și pe primul plan. Nu cred că vreodată am să schimb locul. Nu. Ce muzică asculți tu, muzică făcută în Moldova? Trupe sau artiști? Cine îți place? Așa, deci din Republica Moldova, fana noastră, deoarece fetița mea, care de 3-4 ani pe care o am, Irma se numește, este fan Adrian Iochișanu. Mm. Și respectiv, vrei, nu ai vrei, devenit și tu. Am devenit și eu fan Adriane și deci așa, o admir și ca doamnă și ca interpretă, cu siguranță, avem ce învăța de la ea. Așa, avem în acest moment o poze cu fetița mea. Ta. Irma, da. Un nume rar întâlnit în Moldova. Da, este un nume italian, se trage din țările calde din Italia, este în cinstea bunicuței, deoarece bunica Irmei este de origine italiană. Așa, pentru că am simțit și eu la tine accent de Italia. Da, da. Așa, fost o perioadă plecată. Ai acolo. Fost o perioadă plecată. Da. Și m-am căsătorit respectiv cu un cetățean al Republicii Italiene și am o fetiță care i-am pus numele bunicii, în cinstea bunicii. În cinstea bunicii. Frumos. Da. Și vorbiți acasă? Ambele limbi. Ambele limbi. Da. Așa, da. Înseamnă că o să mai vezi și rusă de prin... Da, rusă, engleză, deja o să aleagă ea, da, respectiv ceea ce se cere în școală. Mm-hmm. Minunat. Mulțumesc. Mai reușește mami pe lângă faptul de a crește copiii să mai facă și altceva. Muzică. Da, da, asta ce e important. De asta m-am reîntors în țară, pentru că îmi plăcea acum? Să cânt. La moment, cum am spus, în perioada de pandemie, așa ușor, deoarece trecem, am încercat să realizeze alte piese, adică să coacem careva piese. Am reușit să fac un videoclip care am venit în premieră la voi, deoarece piesa era deja din luna februarie scoasă din cuptor, dar totuși vroiam să-i dau și o imagine, cumva ca să prindă mult mai frumos și mai bine la public. Și iată că am așteptat ca să reînvie natura, să fie mai frumos afară, am ales și o locație frumoasă în sânul naturii și am făcut acest videoclip la bătută dată, deoarece este și prima bătută în cariera mea. De obicei cânta mai mult sârbe, mai mult piese din stările mele sufletește, deci așa, ceea ce mă regăseam eu. Dar totuși ziceam că pentru muzica populară este necesar și de o bătută. În Italia, cât ai fost? Ai făcut muzică? Nu.
acolo, nu știu, făceam așa ca fiecare care pleacă peste hotare. Munceam la greu. Și, și până la urmă ai zis că banii nu... Nu aduc fericirea, niciodată nu vor ajunge și nu e totul, dar vreau să-mi urmez ceea ce îmi place, adică, și să cânt. Așa, și am lăsat absolut tot, nu știu, am făcut bine sau nu, voi regreta sau nu, dar zic, uite, încercăm să mă reîntorc ca să continui ceea ce îmi place să fac mai mult. Vedeam că sufer acolo, pentru că, nu știu, de felul meu sunt vesel, energică, nu stau un minut și totuși m-am hotărât să mă întorc acasă. Și te-ai întors singură? Toată familia. Toată familia? Definitiv. Adică soțul? M-a urmat. A lăsat Italia? Pentru muzica mea. Pentru muzica pentru populară? Pentru pasiunea mea, da. Pentru minunat! Mea. Bravo! Și te susține... Mă susține întotdeauna, da. Și părinții mă susțin pe această cale. Vreau să-i salut și să le mulțumesc și lor. Eu orice a spus, indiferent de unde te afla sau ce ai face, să nu renunți la acest vis al lor, care este și visul meu. Deoarece prin visul meu se regăsesc și ei. Își împlinesc și ei visul, da, da, mulțumesc, da. Da, frumos. Ești pregătită? Da, desigur. Să rupi platoul nostru, da, astăzi. Cu pincuțele mele, da. O pincuțe, ia că te lezi, o pincuțele din noua achiziție din partea Iulianei. S-a întors în Moldova acasă pentru a face muzică și a revenit împreună cu soțul, împreună cu fiica. Și eu sunt tare fericită că se întorc ai noștri acasă și ascultă menirea, vocația. Haideți în aceste momente să ascultăm și bătuta din partea Iulianei Țira. Frunzuliță verde, verde, de cicoare, azi în sat-i horă mare și e sărbătoare. Bărbățelul meu, dar nu mă lasă zău, din furiș mă duc de acasă la hura frumoasă. Vreau să joc, să cânt, măi, cu lumea în rând, măi, am foc în Chișoare și joc ca un fat. Apoi mă întoarce la bărbat când plași și cu ghinișorul de sfadă eu treci dorul. Dar jocul îi stă la juca până ochii în cani o crăpa și de el nu m-ai lăsa, zic că bărbatul și-o vrea, măi. Veselia-i mare, se învârtește satul și cum joc așa cu foc îmi zăresc bărbatul. Îmi pun floare albă iute la ureche și mă strec cu roșurel în hura de fete. Vreau să joc, să cânt, măi, cu și joc ca o fată mare, apoi mă-i întoarce la bărbat când place și cu ghinișorul de sfadă eu treci dorul. Dar joc și eu cu fetelii, poate nu mă mai zări, trag cu ochiul la bărbat și bat alba apăsat, măi. Îmi place bărbatul, da, și joc îmi place și de dragul lor nu pot, nu știu ce mai fac și tinerețea trece, cu ea anii trec. Vreau să joc la fără mare, să cânt, să petrec. Vreau să joc, să cânt, măi, cu lumea în rând, măi, am foc în Chișoare și joc ca o fată mare, apoi mă-i întoar și la bărbat când place și cu ghinișorul de sfadă eu trec și dorul. Tot cu gândul la bărbat, joc la hora și din sat și nu știu ce-i mai păță acasă când noi venim, măi. Am sărit în sus, dar și m-am veselit, uite așa și jocul mare eu ți s-o gătit. Mă-ndrept frica să cânt, măi, cu lumea în rând, măi, am foc în Chișoare și joc ca o fată mare, apoi mă-i întoar și la bărbat când place și cu ghinișorul de sfadă eu trec și dorul. Vreau să joc, să cânt, măi, cu lumea în rând, măi, am foc în Chișoare și joc ca o fată mare, apoi mă-i întoar și la bărbat când place și cu ghinișorul.